Bună ziua, vă prezint o rulotă Chateau Cristal Morea, o rulotă de două zone de dormit, full of camping, un panou de 400 de W, două baterii pe gel, boiler pe gaz, pat matrimonial, două zone, 2004, înmatriculată pe numele meu. Are 1300 mm, 1166 kg goală. Lungime 6,50 m cu tot cu broțap, dar are un broțap mare, tipic european. Rulota este europeană, da? Cu ușa pe dreapta. Un broțap care are vreo 1,30 m, 1,40 m, cam așa. Lățime 2,300 m și înălțime 2,5 m. Cum vă spuneam, o rulotă de full of camping. O să vedeți imediat de ce, că are și un inverter și un controller. Să vă arăt deasupra, un panou de 400 de W. Este imens, nu știu dacă se vede în filmare, de-abia pot să-l cuprind. Are 2 metri, cât toată rulota. Și lățime nu știu cât are. O trapă panoramică, o antenă care iese, scoate și aceste antene. Acolo avem o ventilație permanentă pentru toaletă, pentru baie. Trapa a fost dată jos și masticată, da, se vede masticul, este curat. Am și o filmare de când am dat-o jos, ca să vedeți plafonul, să vedeți lemnul cum arată. Galben frumos curat. Dacă am dat-o jos, am și uns-o, pentru că această trapă se deschide, se duce încolo, glisează. Am gresat-o. Aici avem coșul de la sobă, evacuarea gazelor. Numai puțin să dau scara jos. Matriculată pe numele meu, am buletin de Dâmbovița. Să începem la detalii din față. Are șasiu Alco, cârligă antibalans Alco, roata Alco, frână de mână Alco, șasiu, cum vă spuneam, roata mare de sprijin, are capac peste proțap, paravânt. Aici avem seria de șasiu. În bulcă avem butelia europeană, furtunul este nou. Avea unul cu coliere, dacă vedeți furtune puse, prinse cu coliere aici sau aici, le dați jos și vă luați unul capsulat, original. Butelie europeană care este plină, încărcată de mine. Un cablu micuț, nu prea aveți nevoie de 220 pentru că rulota aceasta e full of camping. Cu panou de 400 și cu două baterii de câte 100 de amperi pe gel. Aici avem pentru să lăsați picioarele jos, cubor mașina, dar să folosiți o viteză foarte mică ca să nu rupeți bucșa de la picioare. Scăriță de o treaptă Fiama, colțurile rulotei, partea de sus, lemnul galben frumos, se vede aici, da? Lemnul care merge la interior. Aici avem plăcuța cu kilogramele, da? Chateau Caravan, deci e o combinație între Chateau și Cristal, Cristal Morea. Ok, și partea cealaltă, aici a avut o mică lovitură în partea din față, a fost chituită, făcută, au apărut niște fisuri micuțe de suprafață, nu le-am făcut nimic, pentru că aici e parte de plastic, e făcută bine pe interior, ca un mic defect al acestei rulote. Nu, este din 2004, nu este impecabilă, nu e nouă. Așa. Este din fibră. Cel puțin plafonul este din fibră. L-am văzut când am desfăcut trapa mare. Are picioare ranforsate din acelea cele mai mari. Are și amortizoare la roți, tipic europeană. Alco. Șasiul e galvanizat, ca așa este la toate rulotele. Are poziții laterale.
460TF. Aici are o gură de ventilație, cam ar trebui înlocuită, că e urâtă, e galbenă. Avem geamul de la toaletă care este mat, lampa de gabaritic. Aici avem becul de la de exterior. Da? Toate becurile sunt pe LED la interior. O să le vedeți, inclusiv acesta este pe LED. De desubt are roata de rezervă. Foarte frumoasă. Stopuri, modelul rotund, frumos. Aici mai are niște mici atingeri și o fisură micuță aici. Nu afectează cu nimic, pentru că rulota se duce, peretele se duce până jos, bara este aplicată. Și defectul rulotei a fost atins aici un pic în partea din spate, fără să străpungă, zic eu, peretele, să iasă înăuntru sau alte probleme, decât a strâmbat puțin tabla. Se vede că este ondulată. Cel care a avut-o înainte a montat și o lampă acolo. Da? Pe dedesubt arată foarte bine. Are fusta aceasta mare. Are o palmă și jumătate lungime ca să ne ajungă apa la blat. Deci arată foarte bine. Acolo este scurgerea de la toaletă, de la cădița de duș. Aici avem pompa de apă. Bidon, cred că are vreo 40 de litri. Pompa care este băgată înăuntru, pompa a fost schimbată, e nouă. Avem un spațiu de depozitare sub patul matrimonial. Numai puțin să vedem. Așa. Aici sub pat avem intrarea apei în rulotă. Colțul rulotei, să scot lanterna. O să vă mai arăt și de la interior aici sub pat oricum. Aceste lemne sunt din față, se face patul din față și niște perne. Să dăm drumul la lumină. Da? Al frumos. Și pe partea cealaltă. Ok. Mergem mai departe. Aici avem grilele de la frigider, acum este pornit pe gaz, nu știu dacă se aude. Da, se aude puțin. Priza unde intră 220, nu prea avem nevoie, pentru că are un controller cu charger, cu invertor, cu mai multe chestii în el direct. Aici avem boilerul pe gaz, i-am scos capacul ca să putem să-i dăm drumul la interior. Geamurile laterale, modelul frumos. Cam atât la exterior. Cam astea au fost și defectele, vi le-am arătat, sunt doar pe partea de exterior defectele pe care le are această rulotă. Pe jos are linoleum, ușa din două bucăți. Toate sertarele sunt întregi, normal la modelele astea de șateu, cristal, le cam găsiți rupte, sparte, mai ales din 2004. Avem plasă de țânțari la ușă, modelul foarte frumos. Aici avem o măsuță care se strânge. Să începem direct cu chestiile super importante. Avem aici un charger, inverter. Cum vă spuneam, toate becurile sunt pe LED, inclusiv acestea. Niște spoturi foarte puternice. Da? Foarte multe lumini în această rulotă. O să vedeți și aici, în partea din spate. Un buton aici. N-am mai văzut așa lampă. S-a făcut lumină ca lumea de tot. Avem și televizor aici, care este un smart cu telecomanda acolo, este doar pe 220, dar această rulotă face 220. ITP-ul este nou, 2026, de 3 ani. Hai să închidem ușa ca să nu mai avem gălăgie de afară. Aici avem întrerupătorul de la becul de afară și de la becul central de aici, care se poate aprinde și stinge și de acolo de sus. Mobilă foarte frumoasă, pe rotund. Toate dulapurile au buton pe push, deci nu se pot deschide în mers. Asta e foarte tare, nu, foarte puține rulote au. Deci e o rulotă dotată.
Așa, cum vă spuneam, deci această șmecherie care costă peste 2000 de lei este un charger inverter. Uitați ce mufe are pe aici pe sus. Inverter charger, cum vă spuneam. Scrie acolo 2 kW în PPT. Mai jos are aici AC charger mod. Și mai jos solar charger mod. Până la 1000 de W rezistă, adică panoul puteți să-i puneți până la 1000 cumulate. Da. Nu știu dacă, nu știu ce nu face șarf. Este pe 24 de volți, deci nu este pe 12, care să aibă randament, să bage foarte bine. Bineînțeles că apoi rulota schimbă curentul la 12 volți. Să începem să arătăm sub paturi. Avem două baterii mari pe gel, de câte 100, 12 volți, sunt legate în serie, după cum vedeți. Da. Ăsta face 12 volți, LED waterproof power. Ok. Deci acestea nu putem să le vedem pentru că scrie aici la interior pe ele, pe pereții lor ce sunt. Le-am făcut eu o poză, sau puteți să le vedeți direct la fața locului. Aici, ca să vedem totul, trebuie să ridicăm toate pernele. Asta e o pernă foarte lungă. O să bag pe aici să vă arăt și mai bine. Colțul rulotei. Da? Avem acolo jos o gură de aerisire permanentă. Să vă arăt și pe aici. Pe lângă ușă nu prea avem ce să vedem. Poate partea de sus. Da? Să le arătăm și pe dulapuri. Ha! Avem priză pentru 12 volți, montată una aici, una în partea cealaltă. Mai avem și aici una jos și s-ar putea să mai fie și pe partea de spate, deci foarte multe prize pe 12 volți tip brichetă. Da, totul frumos, curat, fără infiltrații. Butoane pe puși. Ok. Trapă mare panoramică, care v-am spus a fost unsă. Să las lanterna. Se ridică și apoi se dă într-o parte. Da? Merge foarte ușor, mergea foarte greu. Am demontat-o, am uns-o, am făcut masticare, parasolar, plasă pentru țânțari. Ok. Haideți să punem asta mai departe. Toate geamurile au plasă de țânțar și parasolare. Toate geamurile se deschid. Deci aici în partea din față se face un pat de două persoane. Iar în partea de spate este un pat matrimonial permanent. Aici avem baia cu duș, toaletă, tot ce trebuie. Cum vă spuneam, o rulotă de full off camping cu panou de 400 de W n-am mai avut până acum. Această masă se strânge, se rabatează, se bagă sub pat. Mai avem o măsuță și aici. Da? Aici este pregătită pentru aer condiționat. Pentru aceasta este gura aceasta mare. Veniți cu un aer condiționat și pe aici desfaceți această gură și băgați să dea evacuarea, da? Mai trebuie să scoată undeva evacuarea. Puteți să veniți cu acela, cu din acela pe 220, pentru că brulota asta face direct 220. Da? Ok, aici jos avem așa. Aici avem boilerul pe gaz. Da? I-am dat drumul acum, a pornit, este în verde. Aici este boilerul pe curent. Așa, hai să dăm să-l oprim ca să nu uităm. Totdeauna să țineți apa la 70 de grade, maxim cât poate să facă. O mai combinați dumneavoastră de la duș. Aici avem boilerul pe gaz, iar aici avem combinația. Deci, dacă băgați cablul acesta alb, care nu aveți cum să-l băgați altfel, că e unul mamă, unul tată, cu acesta alb,
pe care am scris 230 rețea, atunci trecem peste acest charger invertor și avem direct curentul din rețea care intră 220, după aia face 12V și merge în toată rulota. Da? Deci dacă cuplați albul cu alb, când stați în camping puteți să faceți chestia asta, anulați cum ar veni ăsta și băgați direct. Cum este acum montat, este alimentare 230 rulotă cu ieșire 230 din invertor. Deci acum nu suntem cuplați la rețea la 230, stăm în panou și avem curent, avem tot ce ne trebuie. Cam atât aici. De aici se evacuează apa pe timp de iarnă, ridicați această clapetă în sus. Acest boiler este boilerul cel mai bun, de 10 litri, este și pe curent și pe gaz. Nu știu cum să vă mai arăt eu mai în spate. Hai să vă arăt și colțurile rulotei. Aici s-a dezlipit. Ok, totul frumos, alb curat. Da. Avem din nou aici parasolar și plasă de țânțari. Să arăt și pe aici, pe în față, pe partea de jos, fără infiltrații. Acolo în colțul ăla, după ce punem perdelele înapoi, sau hai să mă bag pe partea asta ca să terminăm. Să terminăm cu partea din față. Totul tare frumos. Vă dau seama că am verificat-o noi de mai multe ori. Aici nu știu cum să mai ridic ca să vă arăt. Boilerul este cu rezistența de 850 de wați pe curent. Să vă arăt cumva și colțul rulotei. Nu știu dacă se vede bine. E întuneric. Unde e lanterna? Da. Totul frumos, impecabil. Haideți să închidem aici. Oprim și lanterna, punem colțarul înapoi. Acestea puteți să le băgați de desubt ca să faceți patul mai mare aici. Avem și trumavent, guri de trumavent, uite, mai multe. Să deschidem și pe asta. Prize de 220. Rulota este europeană, dar a venit din Anglia. Dar asta a fost dotată și cu boiler pe gaz de fabrică. Ea având ușa pe partea dreaptă, europeană, cristal, șateu, combinații între ele. Am ajuns la jumătate, haideți să începem cu bucătăria, dacă e. Din nou becuri pe LED. Avem aici bucătăria, aragazul, trei ochiuri pe gaz, avem necesită brichetă, încă o priză aici pe 220. Aici avem niște siguranțe. Aici a avut și hotă, dar nu funcționează hota. Aici este butonul. Nu știu de ce, trebuie verificat dacă vreți să face să meargă și hota. Dacă nu, deschideți direct geamul. Apă caldă, apă rece. Jetul foarte bun, este pompa nouă. Aici intră firele de la panou solar în rulotă. Avem și grill și cuptor. Se vede că a venit din Anglia și că este dotată pentru Anglia. Dacă era pentru Europa, avea decât alea 3 ochiuri de acolo. Nu avea nici boiler pe gaz, decât pe curent, acela de 5 litri. Avem și lumină. Da? La fel aveți nevoie de brichetă. Aici avem grillul cu flacără de sus și cuptorul cu flacără de jos. Da? Ok. Le arată aici grill și cuptor. Am ajuns la frigider. Frigider cu blocator. Da. Toate rafturile sunt la locul lor. Congelator mare. Și acum este pornit pe gaz. Nu știu dacă vedeți ochiulețul acela albastru. Flacăra, da? De aici în poziția aceasta se vede. O să-l oprim. Merge și pe 230 și pe 12V și pe gaz. Mergem mai departe. Să mai prindem și aici niște becuri, să avem mai multă lumină.
Acestea două de aici se aprind când aprindeți la bucătărie, da? Ok. Avem aici, ca să închidem, să facem două zone total diferite. Da? Două spații de dormit total diferite. Ușă tip armonică. Asta nu trecem peste sobă. Soba este pornită acum în gaz. Da, se vede flacăra acolo, să-i dăm să treacă și în injectorul mare. Are căldură. Da, a pornit. Soba a fost dată jos și curățată, pornea foarte, foarte greu. Deci s-a curățat injectorul și coșul. Are piezo pus la buton. Aici avem o priză, pentru că sub rulot am uitat să vă arăt, dacă vreți să scoateți căldura, dacă aveți cort și vreți să scoateți căldura în cort, dați asta sus și pleacă cu turmaventul, cu un tub, așa se duce și scoate și către cort, scoate sub rulotă și de acolo trebuie să băgați dumneavoastră o chestie. Aici este turmaventul. Ok, ventilarea aerului în toată rulota. Da? Nu știu dacă se aude în filmare. Aici avem niște spații de depozitare, avem evacuarea. Unde am lăsat lanterna? Aici. Avem evacuarea gazelor de la coș, de la sobă. Acolo, ca să schimbați becul. Da? Becul de la exterior. Aici avem o antenă care este foarte, foarte mult, are cred că vreo un metru și ceva acest băț și se direcționează din toate părțile de aici. Iar pereții arată foarte bine, iar aici avem, să-i dăm drumul, acesta amplifică semnal, amplificator de semnal pentru televizor. Nu trebuie să-l țineți pornit tot timpul, îl țineți decât atunci când folosiți. Rafturi, răftulețe, totul frumos, curat. Ok, să și ciocăm un pic. Aici. Ok. Mergem mai departe. Nu știu dacă v-am arătat aici această ușiță. Aici avem conductele, dacă vreți să opriți manual conductele de gaz, apărătoarea de la roată și peretele, da? În spatele aragazului chiuvetei. Ok. Lângă patul matrimonial, care este generos, să ridicăm și asta. Avem o chiuvetă de serviciu. Nouă, apă caldă, apă rece. Niște oglinzi, avem aici sus lumină și încă o priză, senzor de dioxid de carbon, monoxid de carbon, așa face dacă aveți scurgeri de monoxid de carbon, televizorul care trebuie băgat în priză, acestea culisează și ele și aveți mai multă lumină, da? Televizorul se poate întoarce și invers, ca să-l folosiți și spre partea cealaltă. Avem acolo sus montat o chestie pentru acest panou cu LED-uri. Și niște prize pe 220 jos, plus antenă să băgați direct pentru antenă de televizor. Ok. Da, televizorul l-am pornit mai devreme ca să-i fac proba. Două geamuri. Din nou butoane cu push. Arată foarte frumos. Și aici. Mergem mai departe. Alt dulap. Alt spațiu de depozitare. Totul alt frumos. Să vă arăt și peretele din spate. Pe lângă geam. Da, totul alb curat, fără infiltrații.
Ok. Aici avem o măsuță care se ridică ca să preia mâncarea de la bucătărie. Iar aici avem patul matrimonial care se ridică cu amortizoare. Da? A intrarea apei în rulotă, ușa de vizitare, colțul rulotei, furtun de trumă avem care se duce și în baie, avem brăși aici. Și a mai rămas băița. Avem pusă și o perdea pe partea de perete de exterior, geam, mat, toaletă, pompă electrică. Evacuarea se face de aici, de la acest mâner, da? Aici avem gură de trumavent, duș, nu mai dau drumul ca să nu mai aud pe aici. Arată foarte bine cădița, are niște mizerii. Nu are fisuri, nu are crăpături, aici a fost puțin julită. Peretele arată foarte bine. Aici avem o aerisire permanentă, iar aici avem două oglinzi cu puși, niște dopuri, niște seltărașe micuțe, da? Avem și duș aici, avem niște agățători, inclusiv aici putem să tragem peste ușă această perdea, da? Să nu avem probleme cu ușa la duș. Aici este un spațiu de depozitare, nu vă mai arăt acum. Vedeți la fața locului direct. Cam atât despre această frumoasă rulotă de două zone cu panou solar, inverter, charger, 400W panou solar, două baterii pe gel de 100 de amperi fiecare, boiler pe gaz și tot ce trebuie.